Manele, manele. Manele, 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 manele. Că a fost piesa Revelionului, m-a sunat un prieten mai devreme și mi-a zis, bă, nu puteam. Deci se auzea de la o casă, se auzea după aia de la altă casă. Hai să o punem și noi dacă e. Hai să vorbim puțin despre piesa asta, despre Manele, Manele. Cumva tu satirizezi acolo societatea în care trăim. Nevoia asta românului, dacă pot să o numesc așa, de a asculta Manele. A fost greu, a fost ușor să compui versurile? Cum ți-a venit ideea, ce te-a inspirat? A fost greu. Oarecum, m-a inspirat beat-ul Vlad Lucan, producătorul chestii. Am venit o dată la studio aici, am dat play și am venit. Ok, deci ta-na-na-na, a venit instant, adică nu era ceva greu. Doar că strofele au fost mai greu de făcut, pentru că la prima variantă de strofe era foarte. Adică era doar caterincă pură, n-avea nicio direcție, nu se lega cu absolut nimic și după care mi-a venit ideea, băi, hai să satirizăm cumva, dar cumva să fie cu dublu sens, știi, să fie și pentru oamenii aia și pentru oamenii care nu ascultă, și pentru oamenii care ascultă Manele și pentru oamenii care nu ascultă Manele. Să fie cumva universal valabil. Asta suntem, bro! Ideea cu Serghei Mizil acolo la început. Serghei Mizil, eu merg la sală cu Bordea. Bordea este oarecum, îl știe pe Serghei, pentru că, na. Și aparent ne-am întâlnit la sală pentru că și Serghei merge la acea sală cu noi. Și i-am zis lui Bordea, nu vrei să-l întreb, că e foarte timid, dacă nu pot să mă duc să-l întreb pe om. Cum să nu? S-a dus direct, vezi că am un băiat care a scos o piesă, Manele, socială despre. Știa Serghei? Nu. Păi sincer să fiu, nici acum nu cred că mă știe, că ne mai întâlnim la sală. Cariera mea, groapa în care sap alții, plină de frustrări și aspirații, care mi-a adus atâtea satisfacții, tot ce las din mine pentru alte generații. A zis la un moment dat că poate cel mai ingenios vers al tău și cel mai compact în același timp este Cariera mea, groapa în care sap alții. De ce? E o chestie a societății. Muncești practic și trag încă vreo 3, 4, 5 peste pe urma ta, pentru că așa funcționează oarecum, nu știu. Mi se pare că peste zi. Și numai muzică, în absolut orice industrie, la fel. Ultimele două piese de pe albumul tău, așa. Singur și nimic, da. Astea sunt, le leși cumva de acea perioadă de depresie prin care tu ai trecut. Cum ai resimțit tu această boală a generației noastre? Cred că fiecare o percepe altfel, îți dai seama. Am primit și foarte multe comentarii de la oameni care au trecut foarte ușor peste boala generației noastre. În cazul meu mă bucur pentru că am mai zis și în alt interviu, m-a învățat foarte multe lucruri, m-a ancorat mult mai mult la realitate chestia asta și m-a făcut să încerc să înțeleg mai multe lucruri despre mine. Probabil și de albumul și maturitatea albumului și mi-a deschis oarecum ochii în chestia asta și să mă gândesc la ce probleme, ce sentimente, ce feeling-uri, ce las să treacă prin mine. Mulți oameni, prin ce am mai întâlnit și eu, că prin natura meseriei mele întâlnesc mulți oameni, nu pot da deoparte acel ego pentru a merge la un terapeut, știi? Domnule, eu n-am nevoie de ajutor, e un ego la mijloc. Ți-a fost greu să depășești acest ego, să ceri ajutor? Nu, e o fetiță în sufletul meu și când am simțit că e nasol, m-am dus direct după ajutor pentru că n-am stat să-mi bat capul sau să... Nu iau foarte în serios treaba asta cu ego-ul și cu... Și asta e o chestie pe care am învățat-o cu experiența asta. Strig în capul meu să te omoare tăcerea, dar țin lacrimi pentru cine o să merite durerea. Ai putea să pui punctul pe ei, domne, uite, asta a declanșat depresia în mine sau această frustrare sau acest tip de experiență? Păi nu cred că frustrarea a fost, cred că a fost chestia de... Am tot zis middle age crisis, dar nu e chiar middle age, e 30 de ani, e middle. Cred că s-a schimbat prefixul. A fost, chiar nu știu, au fost niște probleme de familie, asta pot să spun, care au trigăruit cumva situația și au fost niște, cred că, exact cum se trigăruiește boala, au fost niște așteptări pe care nu le-am, de care nu m-am, nici nu știu cum să zic. La care nu m-am ridicat eu personal, să zic așa, știi? Și ca om și ca artist. Și foarte ciudat că după toată perioada asta am găsit și răspunsurile, ceea ce a fost wow. Ce spune că te-a ajutat să treci prin perioada asta? Că mulți nu găsesc scăpare, au atacuri de panică, e o perioadă destul de nasoală. Eu în continuare am atacuri de panică, stai așa, că nu scap de ea. Mi se pare că ține și de tine ca
om, cum ești tu construit, ce chimical ai tu, nu poți să nu sunt expert în chestia asta, ce înțeleg eu de la mine. Dar e important e cum reacționezi. Evident, am fost și la psihoterapeut 6 luni de zile, am căutat și consultanță, m-a ajutat foarte mult. Meditez, mă ajută foarte mult, nu există zi fără să am 10 minute de pauză. Și mă gândesc că în secunda în care ești blocat tot timpul oricum în telefoane și în... îți fuge filmul, la un moment dat când te oprești, mi se pare că vin toate așa din inerție peste tine și te copleșesc, cred că asta e treaba. Și cred că așa m-am lovit, dacă stau bine să mă gândesc, așa m-am lovit prima oară. Era un moment în care erai băgat cu capul în foarte multe chestii și la un moment dat când încercai să te oprești, nu se mai oprea, erau constant, îți mergea mintea în continuare și când aveai un moment de pauză, era șoc, era nu știi ce e. Uite cum face bucăți, ridică pereți între mine și ai mei, dă cu mine de toți prejudecăți, totul e fals, inclusiv toți. Cum a pornit pentru Spike, pentru Paul, micuțul Paul? Cum și-a descoperit el această pasiune pentru rap, pentru hip-hop, pentru muzică, pentru această cultură? Stai că derulez un pic acum. Cred că a pornit de la calculator în primul și în primul rând, pe vremea când știu că acum calculatorul este peste tot, e în buzunar, e în ceas, dar pe vremea aia, când aveam eu like 10-11 ani, abia apăruseră, era ceva oarecum nou. L-am digerat pe tot, am trecut prin absolut toate programele pe care putea să le facă un calculator, de la muzică, grafică, video, text, web design, tot ce se făcea în perioada aia am testat să văd ce îmi place și cum funcționează. Găsim un demo la un soft ăsta de muzică și când am început să-l prind, practic a început ca producție, zic exact începutului. Deci la mine a pornit strica producție, niciodată nu mă gândeam o secundă să mă apuc să cânt. La un moment dat m-am apucat să și scriu versuri pentru că mi se părea interesant și făceam eu pe ascuns diverse piese pe acasă și uite așa a luat-o oarecum la vale. Era foarte tare să ajungi atunci să cânt și în secunda în care s-a oferit șansa aia atunci de era operațiunea instrumentală a Paraziților, mi s-a părut șocant de violent. Wow, există, s-au deschis porțile raiului, știi, și există o șansă, cineva are ocazia să... Plus că era al hype, nu era net la nivelul ăsta, nu vedeai artistul, l-auzeai doar pe casetă /CD și... era altă emoție, alt impact în secunda în care te întâlneai cu artistul tău sau îl vedeai sau auzeai sau exista o chestie de genul ăsta. Mulți gândesc că, domne, uite, are succes, urcă pe scenă, îl știe lumea, are tot ce își dorește de la viață. Într-adevăr, probabil pare, mie îmi place să urc pe scenă în primul rând, dar vorbim despre asta, hai să ne întoarcem la album. Te aștepți în secunda în care intri în spatele cortinei să fie totul la fel de magic? Nu e. E, fiecare are o problemă a lui, fiecare are, îți dai seama de chimia ta cu oamenii, îți dai seama cum funcționezi, se creează alte relații, apar alte tensiuni și cred că aia a fost practic problema și de-a lungul timpului peste tot. Se pare că fiecare trage pentru el și nu trage pentru tine și fiecare are un interes la mijloc în ceea ce face. Sau automat în perioada aia așa era și practic cred că eram eu mai pueril, mai naiv, așa asta e cuvântul și... Da, m-am pus prea mult la suflet. Știi că nimic nu e ușor și ăsta-i doar începutul. Urmează chestii mai grave, dar am încredere în tine. Habar n-ai unde te duce, așa că ține-te bine de tine, ține. Au fost anii prin care ai trecut și prin televiziune. Sunt foarte curios acum să te întreb poate la un nivel personal. Ce te-a dus atunci în antenă? După perioada, după ce s-a terminat contractul cu 20CM, a fost o perioadă de... Bă, ne-am cam săturat. Cred că eram și eu și Laura am plecat. Ne săturasem de tot ce însemna muzică, industrie în perioada aia. Ne-a făcut un interviu la Antena 3, să lucrăm graficieni în Antena 3. Ceea ce a fost, hai să vedem. Și ne-am dus acolo, ce vrei să faceți? Vrem să facem grafică, știi, cum te duci la interviu, eram eu cu un coleg. Bine, super tare. Și a doua zi ne-au pus birou, ne-au adus stație grafică, ceea ce pe vremea aia, nu știu dacă știi, fenomenul de stație grafică, câte plăci video vrei pe ea și ce softuri și 3D Studio Max, era tot. Nu plecam de la birou, deci nu stăteam cu zilele acolo, plecam doar să mă spăl și să mănânc și mă întorceam înapoi la birou. Te mai gândeai la muzică în perioada aia? Nu, nu. A fost 2 ani de zile în care a dispărut muzica din viața mea, complet. Doar o amintire de... Ce calități într-o femeie vibrează cu tine sau te atrag pe tine sau te determină pe tine să faci o relație, să construiești o relație cu o femeie respectivă? Eu mă gândesc că
mă gândesc că trebuie să cauți, practic, să găsești persoana potrivită și, din păcate, trebuie să o cauți mult. Sau, depinde, poate ai noroc și o găsești din prima. Dar am avut câteva relații și îmi dau seama că, practic, n-am avut nicio relație, nu știu cum să te explic. Acum am o relație care funcționează și funcționează cumva, nu-mi dau seama dacă... e ceva între oameni cumva, e o chimie, de chiar cred de fapt că ar trebui să fie o chimie între oameni să te înțelegi. Mi se pare că în secundă am fost în relații în care ne băteam cap în cap și rămâi cumva din obișnuință, din necesitate. Cât de greu sau cât de ușor e din partea unei femei sau actualei tale iubite să înțeleagă meseria asta de artist, viața de artist, vibe-ul de artist, construcția ADN-ului unui artist? Ar trebui să fie ușor, că și ea este actriță, deci practic... Răspund care, probabil de aia ne și înțelegem cumva, cred, nu știu, probabil, nu cred, sincer să fiu, dar ea înțelege. Nu sunt atât de complicat, adică sunt super pașnic și uman în cazul, știi, nu e foarte, foarte ciudat. Mă rog, și ea se întreabă, de unde îți vin ideile astea, atâta tot, merg prin casă, fii atent, cum ți se pare asta? De unde îți vin ideile astea? Da, cred că sunt ok ca persoană, acum. Cred că înainte eram horror. Cum se intercalează ideea de familie, de copii, pentru Spike, pentru Paul, versus viața de artist? Băi, încă mă gândesc la asta. Mi se pare că încă nu e momentul pentru mine. Nu mă grăbesc, sincer, cred că asta este răspunsul. Mă uitam pe net și găseam niște filozofii de viață noi. Nu e, cred că e timpul să te grăbești până în 39-40, nu cred că e cazul. Căsătoria mi se pare... Copilul e, nu, sincer vorbesc de copil, căsătoria mi se pare, pentru unii prieteni e ceva, pentru mine este reprezintă absolut nimic, din punctul meu de vedere. E doar o chestie pe care o faci pentru să nu-ți dezamăgești apropiații, practic. Spike, noi îți mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Mă bucur că am avut ocazia să stau de vorbă cu tine. Înainte să încheiem, unde te găsește lumea și spune-ne câte ceva despre concertele tale, program, pe unde mergi, unde vă plimbați, unde vă poate găsi lumea. Momentan începem, ne pregătim pentru un mini-turneu care urmează să se întâmple la sfârșitul lunii martie. Găsiți pe rețelele de socializare, Facebook, Spike Oficial, YouTube, Spike Oficial, Instagram, lumea lui Paul cu liniuțe jos. Practic, dacă intrați pe una din paginile mele de social media, găsiți link-uri către toate celelalte. Manele, 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 manele.